Peste 100.000 de români au participat sâmbătă la Ziua Curățeniei Naționale. Voluntari din fiecare județ al țării și-au pus mânușile, au luat sacii și au participat la Let's Do It Romania, cea mai mare mobilizare de voluntari din țară, cu scopul de a strânge deșeurile din arealele naturale. Sâmbătă 24 septembrie a avut loc Ziua de Curățenie Națională în cadrul proiectului Let's Do It România. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar acțiunea s-a încheiat în jurul orei 15, când partenerii de la Salubritate au început colectarea sacilor. Primele estimări arată că peste 136.000 de oameni au strâns peste 168.000 de saci cu deșeuri, anunță organizatorii Let's Do It România. Acțiunea a fost organizată pentru al cincilea an, devenind o tradiție pentru români. Topul județelor cu cei mai activi voluntari se găsesc Botoșani, Maramureș și Vaslui. Deșeurile colectate de către voluntari au fost deșeuri precum peturi, sticlă, doze de aluminiu, veselă de plastic, materiale textile, îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și deșeuri electronice.